Noile aventuri ale lui Peter Pan. Sălbatice. Încet. Nici să citesc nu pot. Trebuie să fie tare, să intru în atmosferă. John, știu că acest concert e important pentru tine, dar devine de nesuportat. Concertul meu e sâmbătă, în fața întregii Kensington Gardens. Aveți habar la ce presiune sunt supus? Ascultă, John, cred că trebuie să faci o pauză, ești prea stresat. Când îl aud cum cântă, devin stresat și eu. Îngrozitor. Da-da! Dă-l înapoi! Aloha, prieteni! Salut, Peter! Ce era cu muzica aia jalnică? Era John. Exersa pentru concert, dar nu merge prea bine. Nu-i mare scofală. E vremea să vă abandonați toate grijile pe... Tărâmul de nicăieri! Da! Da! Îmi pare rău, dar cred că voi rămâne aici. Trebuie să mai exersez puțin și... Trebuie să te relaxezi. Pe tărâmul de nicăieri vei vedea ceva ce te va ajuta cu muzica. Pe bune? Ce? Ura! Ura! Wow! Wow! E marea de primăvară. Se produce doar o singură dată pe an. E magnifică! E magnifică! În port! Toată lumea în port! Ticăloșilor, știți cuvintele? Comoară în port, comoară la tribord, comoară la bordul corabiei! Comoară în port, comoară la tribord, comoară
Comoară în port, comoară la tribord, comoară eu, ho, 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 ho! Hei! Moi să fie! Prieteni, echipajul meu scump și credincios, azi e ziua în care o să găsim o comoară! Și ce comoară? Comoară? Comoară! Am auzit cumva comoară? Comoară! Ce comoară? Comoara renumitului pirat, Lordul Bloodberry, îngropată în adâncul mării. Aruncați ancora! Azi, marea nu e aici, iar comoara e a noastră. Ura! Capitanul să trăiască! Trăiască pirateria! Trăiască! Acum începeți să săpați, oameni curajoși. Să săpăm? Să săpăm? Ah, da, să săpăm cu lopețile. Comoara mai poate aștepta. Până va reveni fluxul, de pildă. Apucați-vă de săpat acum, clovni nebolnici! Ia-te, uită! Grabiți-vă, n-am toată ziua! Bine, bine, capitane, cum spui tu! Săpați mai repede! Corsari cu un singur braț! Bine spus, capitane! Și tu, domnule Smee! Și eu ce? Sapă! Dar, capitane, stafia Lordului Bloodberry! E o legendă, domnule Smee! Un basm! Să nu-mi spui că tu crezi în povești cu fantome! Știți exact cum să vă adresați trânturilor ăstora, capitane! Lasă pat, Smee! Lasă pat! Lasă pat! Salut, prieteni! Salut! Le-ai spus? Încă nu. Ce anume? Ce anume? Da, hai, Peter, spune-ne! Bine, veniți! Odată pe an, în timpul marei de primăvară, melodiile sălbatice, cele mai uimitoare animale, iau drumul nisipului până pe o insulă, terenul lor de înmulțire. E foarte important! Aproape că n-au mai rămas melodii sălbatice. Trebuie să le păzim migrația ca să-și găsească un partener. Dar, ce fel de animal e melodia sălbatică? Uită-te cu ochii tăi! Vino! Wow! Să văd, Wendy! Sunt uriașe! Haide acum, e rândul lui John! Și maiestuoase! Ha? E normal ca pirații să sape acolo? Nu e normal! Adunarea, copii rătăciți, pregătiți-vă! O să vânăm pirați! Da! Ce zi epuizantă! Mi-e foame! Mă doare spatele! M-am săturat! Suntem pirați, nu sclavi pe galeră! Bine! Săpatul în arșița mare e distracția cea mai tare! Că bine zici! Facem mișcare, avem tenul frumos, sănătos, mulțumim, capitane! Atacă! Oho! Uite cine vine! Vin micuții! Sincronizare perfectă! În sfârșit putem lua o pauză! Nu ar trebui să fugim? Păziți-mi comoara, sardine smiorcăite! Comoara Lordului Bloodberry e a mea! A noastră! Atacă!
te mai mișca. Nu, nu. Nu veți lua comoara lordului Bloodberry? Cine-i lordul Bloodberry? Cel mai feroce pirat din lume. Parcă am citit ceva despre el în Marea Carte a Tărâmului de Nicăieri. Se presupune că fantoma lui bântuie insula apărând comoara de alt pirat. Lasă-i face, brută uriașă! Nu văd! Hei, s-au dus? Pot să ies acum? Oh, nu! Aha, împielițaților, v-a pierit curajul în fața domnului Smee, nu-i așa? Peter, privește! Nu-mi vine să cred. Bravo, capitane! Din cauza ta, melodiile sălbatice nu pot ajunge la cuiburi. Sper că ești mândru de tine. Nu-mi pasă deloc! Luați-i din fața mea pe hoții ăia pitici! Ataca! Retragerea! Retragerea! Unde se duc? Am câștigat? Am câștigat! Tu te ocupi de îndepărtarea piraților de pe bancul de nisip. Bine? Las asta în seama ta, Wendy. Noi vom găsi melodiile. Trebuie să le conducem înapoi pe insulă. Mi-a venit o idee cum să scap de pirații ăia băgăreți. Prima dată trebuie să începem prin... Ce frumos e! Da, el e liderul haitei. Dacă l-am putea îmblânzi, ceilalți îl vor urma. Atrage-le atenția, clopoțico, și ține-i ocupați. Asta e șansa noastră, să mergem! Chiar că sălbatice. Primul care îl prinde pe lider câștigă. Ușurel, ușurel. Hei! Pământul e puțin alunecos. Bravo, clopoțico. Mersi. Legai, cowboy. Peter! Sunt aici. Chubbs, adu-mi supa ta de afine. Acum. Sunt monstrul din supa de afine. Am nevoie de talentele tale de constructor. Și am nevoie de talentele tale de om curajos. Și mai am nevoie, Chubbs, de talentele tale comice. Hook vrea comoara lordului Bloodberry, dar noi o să-i dăm pe lord în persoană. Eu vreau comoara mea. Trebuie să găsim o cale să le îmblânzim. Dacă ar ști cineva să cânte la pian... Vrei să spui că putem cânta la fiarele alea uriașe? Bineînțeles! De fapt, e singura cale de a le câștiga încrederea. Eu știu să cânt. John știe să cânte, dar nu muzică. Știu că poți face asta, John. Aș putea încerca să cânt la cel micuț de acolo. Nu se poate. Trebuie să cânți la cel mare și negru de acolo. Dacă îl convingi pe el,
toți îl vor urma. Ce ai pățit, domnule Smee? Ai văzut cumva o fantomă? Încă nu, dar se spune că fantoma lordului Bloodberry... Ajunge, domnule Smee! Poveștile cu fantome sunt pentru copii. Și acum înapoi la treabă, dacă nu vreți să o pățiți. Râsul acela urât, crud, diabolic, ar putea fi... Fantoma lordului Bloodberry! Bine, sunt gata. John, cântă cu inima! Lasă piesa, lasă concertul! Improvizează! Distrează-te! Vor să audă ceva cântat din suflet! Ușurel, totul va fi în regulă. A reușit! Pure comoara! Pirații au împietrit de frică! Mai încet, Michael, să nu cumva să te audă! Întoarceți-vă la muncă, voi castraveți de mare! Michael, bebe, plecați rapid de acolo! Să acționăm! Atacați! Atacați, pirații speriați! Marioneta lordului Bloodberry e bună! Acum e rândul nostru, Hook! Cum dorești! Nu! Mi-e frică de întuneric! John, e liber! Și aici e liber! Thank you.
Vine plusul! Capitane! 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 Unde e capitanul? O fi în sala hărților. Parâlma! Plecăm din locul ăsta blestemat! Comoară în port! Comoară la tribord! Comoară, yo-ho! Clopoțico, du-te după John! Să mergem! O să se descurce de aici! La revedere, prietene! Baftă! John, a fost de-a dreptul uimitor! Sunt mândră de tine! Mulțumesc! Asta e deoarece am repetat adesea în niște condiții care m-au inspirat. A fost de-a dreptul superb! Hai, Clopoțico, să mergem acasă! Pa, Peter! Au dublat în limba română Richard Balint, Cosmin Petruț, Paul Zurbău, Denis Achiș, Ioana Dagău, Carina Chereji, Sebastian Lupu, Alina Leonte, Alexandru Rusu, Florian Silaghi, Adrian Moraru, Răzvan Dicoveanu. Traducerea și adaptarea Estera Chelariu. Regia Mirela Corbeanu și Adrian Moraru. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI.